Rezumatul schiței vizită de Ion Luca Caragiale. De Sfântul Ion, oratorul face o vizită prietenei sale, doamna Maria Popescu, să o felicite pentru onomastica băiatului ei de 8 ani, Ionel, căruia îi dăruiește o minge. În timpul discuțiilor, doamna Popescu explică absența sa la petreceri prin faptul că se ocupă de educația copilului. Conversația e întreruptă de menajeră, care se plânge că Ionel vrea să răstoarne mașina de cafea și se va arde. Băiatul, îmbrăcat ca un maior de roșiori, blochează trecerea mamei, iar aceasta îl ia în brațe și îl sărută. Ionel se îndreaptă spre un colț al salonului, unde sunt adunate jucării, dintre care își alege o trâmbiță și o tobă și se urcă pe un cal vânăt. Făcând așa o hrămălaie, încă naratorul și doamna Popescu nu se mai pot auzi unul pe altul. Pentru că musafirul îi spune băiețelului că un maior nu bate toba și nu cântă cu trâmbița, acesta descalecă și se luptă cu tot ce iese în cale folosind o sabie, năvălind asupra menajerei care tocmai aduce în salon tava cu dulceață și cafea. Doamna Popescu intervine, însă Ionel o lovește puternic sub ochi cu spada. Mama îi cere copilului în sărut ca să-l ierte. Naratorul cere acordul gazdei să-și aprindă o țigară la cafea. Doamna Popescu îl încurajează și pe Ionel, declarând că îi stă bine să fumeze. Musafirul explică de ce nu e sănătos să fumeze, dar copilul îi întoarce vorbele, întrebând el de ce fumează și iese în vestibul cu cheseaua de dulceață. Întors din hol cu cheseaua de goală, cere să-i se aprindă o țigaretă, pe care o fumează până la filtru. Apoi se repede la mingea primită, pe care o trântește de parchet până îl izbește pe musafir când acesta își duce cafeaua la gură. Cafeaua fierbinte îi se varsă pe pantaloni. Deodată, băiatului se face rău și leșină. Naratorul îl stropește cu apă rece și după ce își revine, îl sfătuiește să nu mai fumeze altă dată. Vizita se încheie. Ajuns acasă, musafirul descoperă motivul pentru care Ionel a ieșit cu dulceața din vestibul, să-i o toarne în șoșoni.